Mă, nene, challenge-ul pe care mi l-am propus în acest video este unul monumental. Bine, exagerez un pic, but still. Vreau să explorez meandrele expresiei bun și ieftin. Recunosc că după 25 de ani de recenzii de tehnologie, încă am dubii serioase că un astfel de graal ar putea să existe cu adevărat. De obicei, ceea ce este ieftin este doar ieftin. De aici și cunoscute expresii populare, gen puțin plătești, puțin primești, sau ceea ce este bun este de obicei scump, realitate concretizată și ea în alte perle ale înțelepciunii folclorice, gen dai un ban, dar stai în față și tot așa. Deci, există bun și ieftin și am decis să mă concentrez asupra unei anumite categorii de produse care a cunoscut o adevărată renaștere, mai ales în vremurile ciumei, pandemiei de COVID, voiam să zic, și anume laptopul. Deși a redevenit extrem de popular, cred că este și cel mai urât și mai detestat dispozitiv în acest moment, probabil pentru că le aduce aminte oamenilor de vremurile în care erau consemnați, pușcăriați la domiciliu, unde trebuiau să viețuiască, să se distreze atât cât se putea și în ultimele rânduri să facă școală sau să muncească. Iar laptopul, de unde cu doar câțiva ani înainte îi se cânta prohodul acestei specii, că să vezi că lumea a devenit mobile only, că tableta și mă rog, toate celelalte forme de a ghici în tarot, deci laptopul are câștigat pentru 2 ani și aparent și pentru anii ce vor urma un loc central în viețile noastre și pe birourile noastre. Și vreau să spun că în toată această perioadă am fost mai des întrebat ce laptop să-mi iau decât ce telefon să-mi iau. Cererea a ieșit prin acoperiș, prețurile au explodat, stocurile s-au subțiat vertiginos, după care lucrurile s-au mai calmat și categoria a început încet, dar sigur, să revină la normal. Ce a căutat lumea în toată această perioadă și ce caută încă? Păi hai să vedem. În principiu, statisticile de vânzări gen GFK și altele arată că cele mai căutate laptopuri au fost și sunt încă cele din categoria, hai să zicem, medie. Nici foarte ieftine, nici foarte scumpe. Undeva între 2500 și 4000 de lei, pe care să mai vezi câte un film la birou, acasă seara, voiam să zic, social media, browsing și, de ce nu, cât un CS mai casual așa. Și trebuie să recunosc că în ultima vreme, cu destul de puține excepții, am testat așa ceva aproape deloc. Am mai avut MateBook de 16 ăla de la Huawei și cam atât. În ultimele multe luni de zile, pentru că în ultima perioadă am tot avut în teste laptopuri rachetă, cu ecrane cu refresh mare, cu plăci grafice de mulți wați și tot felul de specificații care de care mai nebunești. Astea însă sunt interesante pentru tocilari, dar ar trebui să revenim cu picioarele pe pământ un pic, că majoritatea populației folosește laptopuri mai cu minți pentru muncă sau școală. Adevărat? Adevărat. Dar de ce am ales totuși să testăm OZN-uri? Well, pentru că în principiu, deși nu sunt extrem de populare sau mare driver de vânzări, sunt purtătoarele de standard când vine vorba despre tehnologii noi. Și de aici toate nebunelile pe care vi le-am arătat în ultima vreme. Monștri cu plăci video externe, balene cu i9 din seria 12000 și plăci video 3070 Ti sau 3080, răciri monstruoase, mă rog, apanajele unui segment ai cărui membrii au prețuri la nord de 2-3000 de euro. Și tocmai pentru a îndrepta această situație stânjenitoare, atunci când MSI ne-a propus la test modelul ăsta, Modern 14, pentru recenzie, am acceptat imediat în ideea de a prezenta în sfârșit un laptop care să nu-ți dea fatală la finanțe. În plus, în teorie cel puțin, părea să fie un adevărat portret robot a ceea ce caută lumea. Un laptop cu ecran de 14, cu procesor i5 din generația 12 de la Intel, cu SSD și o conectivitate peste medie și un preț, well, un preț care se încadrează în segmentul de haur menționat mai înainte, între 2500 și 4000 de lei. Dar se potrivește oare socoteala de acasă cu aia din târg și este ăsta un laptop care să sfarme paradigma cu a cărei menționare am început acest video și anume aia că nu există bun și ieftin? Păi rămâneți cu mine pe mai departe în acest video și hai să vedem! Bun, teoria ca teoria, dar cum stăm cu practica? În general, la laptopurile din categoria asta, de muncă și școală, practica face diferența, pentru că stai câte 8 ore în fața unui astfel de dispozitiv și cel mai mic detaliu, legat de exemplu de ergonomie, poate să te facă să-l urăști sau să-l iubești. Love or hate gen. Să procedem deci la a-l analiza și testa ca să vă pot răspunde în final la întrebarea. Merită cumpărat acest Modern 14?
Din start vă zic că nu vom proceda în acest video așa cum procedăm de obicei cu monștri la care măsurăm temperaturi la zecime de grad cu camera FLIR, zgomot cu decibelmetrul și ecranul cu colorimetrul și nici nu vom rula cinebench-uri și blendere nesfârșite, pentru că în mod evident Modern 14 nu este despre asta. Păi atunci despre ce e? Păi vă zic! Laptopul, pe numele lui complet Modern 14 C12M, vine într-o cutie simplă, de carton, care anunță deja că nu vorbim despre un dispozitiv de lux. În cutie, pe lângă laptop și doza legală de cărticele, găsim doar încărcătorul de 65W. Acesta este foarte compact și ușor, iar cablurile au în total 2 metri lungime. Primul contact cu Modern 14 a fost o experiență plăcută, laptopul fiind ușor și subțire. Deci chiar nu glumesc, este mititel, ușurel și foarte elegant. Bine, nu vă gândiți că ar avea pretenții de ultrabook, dar cu o dimensiune de 32x22 cm, o grosime de sub 2 cm și o greutate de nici măcar 1,5 kg, mai exact 1,4 kg, laptopul intră ca pumnul în ochi, adică lejer, într-un ghiozdan sau o geantă de mână și n-ai să-l simți când îl transporti. Deci, o mare bilă albă pentru treaba asta. Designul general este simplu și generic. Atât de generic încât dacă cineva ar șterge logo-ul MSI de pe el, nu prea ai putea să-l asociezi vreunui brand anume. Laptopul poate fi cumpărat în culoarea Classic Black, adică asta, fie pe un gri denumit de cei de la MSI Urban Silver. Mam, cum sună asta! Materialul din care este făcută carcasa se simte ca un soi de cauciuc, foarte plăcut la atingere și deloc cheap. Pe de altă parte, nu știu dacă la varianta gri există problema asta, dar la versiunea neagră, pe care am avut-o în test, materialul carcasei este magnet pentru grăsime și amprente și chestia e că nici nu se curăță foarte ușor. Am încercat, merge cu șervețele umede. Până aici însă, aș zice că bilele sunt împărțite. Îmi place că e subțire, elegant și ușor, că materialele sunt de bună calitate, nu-mi place că nu prea are personalitate și că adună o grămadă de amprente. Ok, mai departe. Capacul se deschide lin, iar balamalele discrete sunt suficient de solide și lasă un spațiu foarte mic între ecran și șasiul laptopului. Capacul se poate deschide până la 180 de grade. Iarăși o chestie bună, mai ales pentru poziții din astea yoghine, gen când te uiți în pat la filme, sau pentru când vrei să-l orientezi în tot felul de poziții intermediare, gen să nu-ți bată lumina în el. Șasiul lui Modern 14 flexează un pic dacă apeși între balamale, dar asta nu este ceva neobișnuit pentru gama lui de preț și nici măcar pentru alea mai scumpe. Ecranul este încadrat de o ramă subțire în laterale și mai groasă sus și jos, ramă care adăpostește în partea superioară camera HD și microfoanele. O chestie deșteaptă din punct de vedere al răcirii și ergonomiei este că atunci când stă deschis, capacul funcționează și ca stativ pentru laptop, ridicând un pic șasiul de pe birou și permițând dedesubtului său să se răcorească fără a mai presupune prezența unui stand dedicat. Această soluție nu este neapărat ideală dacă folosești laptopul în poală, pentru că muchia respectivă devine repede inconfortabilă. Dar pe de altă parte, designul ajută în mod real la răcire atunci când pui laptopul pe birou, pentru că ventilatorul trage aer pe sub laptop, nu din laterale. Evacuarea aerului cald se face prin spațiul dintre capac și laptop, soluție care poate fi problematică în cazul unor laptopuri foarte puternice și fierbinți și pe care am criticat-o în repetate rânduri, dar care n-ar trebui să fie o problemă pentru juniorul ăsta de la MSI. Nici nu consumă, nici nu are performanțe atât de ridicate cât să prăjește o OPL. Tastatura este iluminată cu alb, este destul de aerisită, iar tastele sunt stabile și cu o cursă relativ mică, de 1,5 mm. Numpad-ul lipsește, dar asta era de așteptat pe un laptop de această dimensiune. Sunt aici și două lucruri pe care nu le-am apreciat. Tastele pentru săgeți sunt de fapt jumătăți de taste, împreună cu Page Up și Page Down. Dacă lucrezi mult în tabele, s-ar putea să devină enervant când nu nimerești săgeata și te duci o pagină în sus sau în jos. Ecranul lui Modern 14 este, așa cum e sugerat și de nume, un LED IPS de 14 inci. Este mat și nu glossy, ceea ce în opinia mea este alegerea potrivită pentru un laptop de muncă. Reflexiile sunt mult diminuate și ochii ți obosesc mai puțin când utilizezi un astfel de ecran. Sigur, luminozitatea ecranului are teoretic de suferit, dar cu peste 300 de niți brightness maxim, panoul ăsta IPS este ok și poate fi utilizat și afară fără probleme. Rezoluția 1080p este și ea ok pentru dimensiunea acestui ecran, iar rata de refresh de 60 de Hz este oarecum pentru laptopurile fără pretenții, de exemplu, de gaming.
De menționat este faptul că ecranul poate reda conținut HDR. Bine, la 300 de niți este un HDR mai pârât așa. Hai să dezbatem un pic și povestea asta a celor 60 de Hz. Sunt unii care au înțeles cumva că eu aș fi un adversar al acestei frecvențe și că în repetate clipuri am dat drept exemplu de așa nu în 2022 display-urile Full HD 60. Hell no! Este vorba despre context. Pe un laptop de 14 inci nu am nicio problemă cu astfel de rezoluție, odată. Cât despre frecvența asta, clar nu este de laptop de gaming, dar pe de altă parte, pentru texte, browsing, filme și așa mai departe, zic eu că este suficientă. Unghiurile de vizualizare sunt și ele decente, la fel și culorile. Există însă o clară alterare a culorilor și o diminuare a luminozității la unghiuri extreme. Deci nu este un laptop tocmai potrivit pentru proiecte în domeniul foto sau editare video. Pentru browsing, editare de text și școală, ecranul zic eu însă că este suficient de bun și n-am de ce să mă plâng, mai ales la banii ăștia. Și acum, hai să intrăm sub piele lui Modern 14 și vom începe acest dive cu procesorul. Acesta este un i5-1235U de la Intel, cu două nuclee de performanță, cu tot cu hyperthreading și 8 de eficiență, cu 12 MB de cache și un consum maxim de 55W. Procesorul are și grafică inclusă, mai exact Intel Iris Xe. Laptopul nu are placă video dedicată, dar procesorul grafic integrat în CPU, acest Iris Xe, este decent pentru majoritatea activităților pe care le-ai putea desfășura pe acest laptop în mod specific. Exemplarul testat de noi are doar 8 GB RAM DDR4 la 3200 de MHz, dar există și variante cu 16. Pe parte de stocare, modelul testat are un SSD M.2 NVMe de 512 GB de la Kingston. Păi, n-ar fi prea multe de spus aici. Procesorul nu se încălzește bezmetic, dar nici nu rupe nori la performanțe. Cât despre configurație, sincer, eu aș merge pe varianta de 16. Aș zice că 8 e totuși cam puțin în ziua de azi. O chestie care ar trebui să te intereseze însă mai mult decât procesorul la laptopul ăsta ar fi sunetul. Na, în ideea în care te mai uiți și tu la un film, la un video pe YouTube, mai ai o muzică în surdină, iar sunetul integrat, din păcate, nu este un punct forte al acestui laptop. Boxele stereo de 2W n-au pic de bas și mi-au sunat neclar și înfundat. Singurul scenariu în care sunt utilizabile ar fi, să zicem, la call-uri. Deși culmea, partea de procesare nu era deloc. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că dacă faci rost de niște căști decente, experiența va fi clar mai bună, dacă, de exemplu, vei vrea să asculți muzică pe Modern 14. Conectivitatea este și ea mai mult decât decentă, atât în ceea ce privește porturile, cât și partea wireless. Pe stânga avem portul de încărcare, un HDMI 2.0 capabil de 4K 30fps, un port USB 3.2 Gen 2, unul USB-C 3.2 Gen 2 compatibil cu standardul de încărcare PD, precum și un jack combo pentru căști și microfon. Pe partea dreaptă, Modern 14 dispune de două porturi USB 2.0, 2010 style și un card reader microSD. Consider că este un număr decent de conexiuni pentru un laptop de mărimea acestuia, iar poziționarea lor este ergonomică. Mi-ar fi plăcut să văd și un port Thunderbolt, dacă tot e o platformă Intel, dar na, deja vorbim despre un alt nivel și despre alte prețuri. În ceea ce privește conexiunile fără fir, avem așa, Wi-Fi 6, da, precum și conexiune Bluetooth 5.2, adică ultimele standarde în materie de conexiune fără de fir. Bun așa. Deci nu vei avea probleme cu noul ONT Wi-Fi 6 de la providerul de net sau cu routerul șmecher pe care tocmai ți l-ai luat ca să-ți boostezi internetul prin casă. Vă mai zic doar că bateria are 3 celule și o capacitate de aproape 30W/h și că vine cu Windows 11 preinstalat în varianta Home pentru modelul ăsta, dar există și versiuni cu Windows 11 Pro. Și acum că suntem la curent cu datele tehnice, hai să-l punem la treabă. Pe partea de putere de procesare, laptopul stă binișor pentru categoria din care face parte, cu un scor de 3158 de puncte în Cinebench R20 Multicore. Da, știu, am promis că nu o să facem asta, dar iată că nu ne-am putut abține. Dar rezultatul mai special este în testul Single Core, unde am obținut numai puțin de 635 de puncte, deci este peste Ryzen din seria 5000 și Intel din generația 11-a. Scorul ăsta în testul Single Thread se oglindește și în experiența de utilizare. Deschiderea aplicațiilor și utilizarea obișnuită a sistemului de operare se simt foarte fluide și rapide. Și mă așteptam cumva. Intel zic eu că au rămas în față pe zona asta de viteză per nucleu. Următorul lucru pe care am vrut să-l aflăm a fost scorul în 3D Mark. Și asta am promis că nu facem, dar de... Iar bănuielile mele au fost confirmate. Deși nu se compară cu plăcile dedicate și nici măcar cu Radeon RX Vega, adică procesorul grafic integrat pe Ryzen-uri,
Iris XA este suficient pentru aplicații 3D ultralight. Astfel, în 3D Mark Firestrike, laptopul a înregistrat un scor de 3289 de puncte, iar în TimeSpy, adică testul axat pe DirectX 12, scorul a fost de 1299. Cum se traduc în limba română scorurile astea? Păi cam așa. Laptopul poate rula la rezoluția nativă a ecranului o bună parte dintre titlurile eSports, fără prea mari compromisuri, desigur, cu excepția frecvenței banale de 60 de Hz a ecranului. Noi am încercat, evident, clasicul CSGO, care a rulat pe low cu între 100 și 200 FPS, dar și jocuri precum League of Legends sau Fortnite, care merg și ele fără nicio greață. Dar cu siguranță, orice jucător competitiv va fi frustrat, deranjat de rata de refresh scăzută a ecranului și de timpul de răspuns al acestuia, care nici el nu e grozav. Na, v-am zis de la început, nu e o mașinărie de gaming. Temperaturile sunt tipice pentru procesoarele din generația a 12-a de la Intel, adică destul de mari. În testele sintetice, temperatura maximă înregistrată a fost sub 90 de grade, iar în jocuri am avut maxim 83. Dar din fericire, n-am avut parte de thermal throttle sau de scăderi de frecvență ale procesorului. Sistemul de răcire face o treabă bună în a izola procesorul de restul șasiului. Laptopul se încălzește însă în timpul sesiunilor de gaming, în special în zona evacuării și în zona tastelor WASD, dar în restul activităților temperatura rămâne scăzută, iar zona trackpad-ului și a palmrest-ului rămâne rece în absolut toate situațiile. În Windows, Modern 14 se mișcă bine, singurul lucru care îl încetinește uneori este faptul că se simte că are doar 8 GB RAM. Deci, repet, zic eu că alegerea mai bună este categoric varianta de 16. Pentru un laptop care se va confrunta cu zeci de taburi deschise în browser, plus câteva programe în plus deschise prin spate, 8 GB este puțin. Atenție, memoria este lipită pe placa de bază, deci nu vei putea face upgrade ulterior, așa că ar trebui să mergi direct pe varianta de 16. Aplicațiile se deschid repede, mulțumită SSD-ului NVMe, care, deși este entry-level, are rate de transfer decente. În Crystal Disk, valoarea maximă obținută pentru transferul secvențial a fost de peste 2500 de MB pe secundă la citire și în jur de 1200 la scriere. Pentru transferuri aleatorii, în scenariul cel mai dificil, am avut 48 de MB pe secundă, respectiv 178 de MB la scriere. Tastatura este ok pentru birou și școală. Nu este deloc zgomotoasă. Tastele sunt bine delimitate și stabile, iar iluminarea de fundal ajută în situația în care tastezi pe întuneric. Un inconvenient însă este, cum ziceam și mai devreme, înghesuiala din partea dreaptă jos de la tastele săgeți. Asta și faptul că butonul de power este sub forma unei taste normale și este situat aici în dreapta sus deasupra backspace-ului. Până te obișnuiești cu layout-ul, e posibil să-i dai cât un noapte bună laptopului din când în când. Lipsa numpad-ului ar putea fi o problemă în cazul în care lucrezi mult cu tabele, dar ți-e clar că dacă te orientezi către un laptop de dimensiunile astea, nu vei găsi numpad nici la concurență. Trackpad-ul este mare și foarte ușor de folosit, precis, iar pentru cine folosește butoanele fizice integrate în trackpad, acestea sunt bine delimitate cu o cursă just right. Și mai ca aș zice că Modern 14 ar fi obținut notă maximă pe partea de interacțiune cu utilizatorul dacă webcam-ul n-ar fi fost un cartof. Este utilizabil cel mult pentru apeluri video, dar și asta la limită, culorile sunt spălăcite, imaginile sunt lipsite de detaliu, iar camera reacționează încet la schimbările de balans de alb și luminozitate. Bateria însă se ține bine pentru dimensiunile ei. Cu doar 39W/h, laptopul reușește să țină cam 6 ore într-un scenariu de utilizare mixt. Poți configura diferite scenarii de încărcare, care să pună accent pe protejarea bateriei sau pe performanță, dar ai și un mod automat care învață rutina de utilizare și adaptează încărcarea în mod corespunzător. MSI preinstalează foarte puțin bloatware pe laptopurile lor. Practic ai doar o aplicație, MSI Center Pro, care centralizează o groază de funcții. Configurare pentru taste și funcții, backup, managementul bateriei și al performanțelor, troubleshooting și suport. Aplicația are prostul obicei să-ți servească o notificare legată de backup atunci când pornești laptopul, dar asta se poate dezactiva. Per total, experiența de utilizare a fost ok, fără a avea ceva extraordinar de menționat. Dar merită să-l iei? Pentru un astfel de laptop, importante sunt fiabilitatea, unde MSI stă bine, și ușurința în utilizare, unde modelul ăsta se descurcă onorabil. Dacă te uiți în segmentul de preț al lui MSI Modern 14, adică între 2500 și 4000 de lei, vei vedea că nu există prea multe laptopuri cu procesor i5 din generația a 12-a. Dacă vrei deci un laptop cu procesor Intel, este o alegere ok.
Modern 14 excelează la tot ceea ce înseamnă scris și activități Office. Tastatură, trackpad, viteză percepută în Windows și cam atât. Dacă asta este ceea ce cauți, atunci clar nu vei da fail cu modelul ăsta. Dar dacă ai așteptări de gaming, editare video sau alte task-uri din astea mai stresante și mai nișate, atunci, well, nu este chiar mașina ideală pentru așa ceva. Fix modelul testat de noi, adică ăsta cu 8 GB RAM, 512 stocare și Core i5 1235U, dar fără Windows preinstalat, l-am găsit la EMAG la nici 2800 de lei. Și dacă mă întrebați dacă își face sau nu banii, eu zic fără discuție că da. Dacă vrei mai mult, există și versiuni mai beefed up ale acestui model. Am găsit pe Altex o versiune cu Core i7, deși firește tot low voltage, și cu 16 GB RAM în jurul la 4000 de lei, după cum am văzut și versiuni cu i3 la 2300 de lei. Cu alte cuvinte, gama asta Modern 14 acoperă practic tot segmentul ăsta de laptopuri de buget pentru muncă și școală. Important este însă altceva, că pentru orice versiune ai opta, modelul ăsta are un șasiu, un schelet solid, conectică bună, formă elegantă, dimensiuni și greutate rezonabile și că ceea ce va varia este doar performanța în funcție de configurația aleasă. Și pentru că tot vorbeam despre recomandări în clipul de alaltăieri, cel despre noile Galaxy Fold și Flip 4, ăsta este un laptop de la de utilizare cotidiană la muncă sau la școală, cu care nu prea ai cum să dai greș, atât timp cât așteptările tale nu sunt exagerate. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vi s-a părut vouă MSI Modern 14? I se potrivește sintagma ieftin și bun sau nu? Sincer să fiu, nu știu prea multe alternative care să fie și de brand, să arate și să se miște decent în zona asta de preț. Și asta în condițiile în care este totuși segmentul despre care mă întreabă cei mai mulți. Da chiar, dacă știți modele similare care să se învârtă în banii ăștia, adică între 2500 și 4000 de lei, mai dați sugestii și voi în comentarii. A da, și încă ceva. Dacă sunt printre voi, dintre cei care dețin modelul ăsta, ziceți-mi cum se comportă la o utilizare mai îndelungată. Sunt foarte curios. Acestea fiind zise, punem punct aici pe ziua de azi. Abonați-vă în zonă. Țin să mulțumesc celor care au ales să contribuie cu câte 10 lei apăsând butonul de join, cât și celor care doar aleg să ne urmărească. Și dacă mai vreți conținut, am vești bune. Am postat aseară pe AutoVantage un video, eveniment pentru mine, deși cred că mai sunt și alții interesați, Alfa Romeo Tonale, primul model nou-nouț de la Alfa, după mai bine de 6 ani. Caut să aflu în acel video dacă Tonale este o Alfa sau o mașină ca oricare alta. Păi ce să vă mai zic, distracție plăcută și baftă vouă tuturor!